În perioada 7-15 decembrie s-a desfășurat Olimpiada Internațională de Fizică Distribuită, competiție pentru elevi organizată în condiții speciale de capitala Rusiei, Moscova. Cristian George Ardeleanu, absolvent al școlii gimnaziale numărul 11, elev în clasa a 10-a, și Eduard Florin Burlacu, absolvent al școlii numărul 15, George Emil Palade, elev în clasa 11-a, au reprezentat cu cinste România. Cei doi elevi buzoieni și-au auzit numele în cadrul festivității de premiere desfășurată tot online la categoria medaliilor de argint. The winners of the International Physics Olympiad in the silver medals category are, please pay attention to the screen, Yaroslav German, Yaroslav Herman, Cristian Ardeleanu, Gheorghe Cristian Ardeleanu, Ngo Huang Dong Vu, Ngo Huang Dong Vu, Eduard Florin Burlacu, Eduard Florin Burlacu. Medaliile de argint obținute de cei doi elevi buzoieni reprezintă, de fapt, încă o confirmare a valorilor. Ambii având deja în palmares mai multe medalii câștigate în anii trecuți la Olimpiadele Internaționale de Fizică, Astronomie și Astrofizică.